Odată, un călugăr pios care dorea să-și îmbunătățească necontenit viața duhovnicească, căzu în adâncă rugăciune și îi ceru lui Dumnezeu să-i dea cuvânt de poruncă. Doamne, spune-mi ce trebuie să fac pentru a-ți împlini mai desăvârșit voia. Avu atunci călugărul o vedenie în vis așa. Văzu pe peretele chiliei lui în lumină de aur aceste trei cuvinte. Crede, împlinește, folosește. A doua zi călugărul stătu la cugetare asupra acestor trei cuvinte prin care Dumnezeu îi răspundea la chemare, dar nu putea înțelege totul. Atunci, în altă noapte, glasul lui Dumnezeu se făcu auzit duhului călugărului. Zise așa, crede tot ce ți-am făcut cunoscut, împlinește toate poruncile ce ți-am dat și folosește toate mijloacele de sfințire pe care le-am statornicit pentru mântuirea ta. Și de atunci călugărul acela duse o viață întru totul plăcută lui Dumnezeu.